imposibilul, ca aproape imposibilul, ca în trilogia evrească sau în, în altele, Perși, v-am spus de ce, dar revin, acum vin la proiect, munca a fost foarte, foarte intensă, spus românește, a scos untul din mine, am scos untul din el, sau am scos sufletul din el, a scos sufletul din mine. Nu a fost ușor, dar e bine pentru că a fost extrem de intens. Ăsta este cuvântul și va continua. Și va continua pentru că nu este un spectacol, să zici, l-am terminat, ne-am oprit și nu îl mai lucrăm. Îl vom lucra continuu pentru că este un spectacol care are nevoie de fiecare dată, o să vedeți, de o energie devastatoare. Adică nu știu, doar Constantin poate să ne spună, dacă are rol mai dificil sub raport psihic și fizic. Poate că da, unul, nu? Dar cred că este cel mai dificil rol psihic și fizic pe care l-a avut în ultima vreme. Nu știu ce a făcut în tinerețe, în studenție. Dar de atunci, cred că ăsta este cel mai dificil. Bineînțeles că am completă încredere, o să vedeți. Dacă nu ați văzut cumva și forma pe care o avea la întâlnirea cu publicul, s-au mai modificat lucruri, evident. Și, cum ziceam, vom continua să lucrăm la el, nu pentru că nu ar fi prezentabil sau gata, ci pentru că este tipul de spectacol care are nevoie continuu de injecții energetice. Deci nu putem spune, ăsta e și de acum îl repetăm, nu-l putem repeta. Trebuie să-l facem de fiecare dată, de-aia e foarte greu. Și foarte greu pentru Chiria, când eu nu o să fiu aici și noi nu o să fim aici echipa, pentru că va trebui să ducă singur această refacere a spectacolului de fiecare dată. Am avut o echipă de tineri, deci m-am injectat și eu, cu multă tinerețe, deci cu multă energie, ca să spun, dacă iau numai odorogi pe lângă mine, după aceea, normal că eu sunt cel mai tare. Adică eu am energia cea mai mare. Și atunci iau oameni extrem de buni și extrem de energetici ca să am totuși cu cine mă întrece pe pistă. Da? Să văd, mai am suflu, mai pot, mă mai duc. Dacă... Există și tehnica. Să iau vreo patru odoroși să spun, bă, dar sunt într-o formă. Da. Bun. Deci forma ți-o verifici cu profesioniști foarte buni, foarte buni și tineri. Cu condiția să fie profesioniști și foarte buni. Și echipa mea, așa este, Andreea Gavriliu este aici, o să îi dau imediat și cuvântul să ne spună două, trei vorbe. Ce vreau să spun, da, am mai făcut lecția pentru că este o obsesie și de fiecare dată am sentimentul, este o obsesie, dacă o faci de trei ori, e a treia oară. Și normal că de fiecare dată am făcut-o altfel. Singurul lucru care rămâne constant pentru că este al textului și este propunerea textului, spiritul textului pe care îl respect, mi se pare o piesă genială, una din cele 5, 6, 7 piese geniale ale lui Eugen Ionescu. Mi se pare una dintre cele mai puternice texte, unul dintre cele mai puternice texte despre sau care pune problema dictaturii, a dictaturii atât politice, cât și a dictaturii, poate să fie și doar în familie, a dictaturii în general, adică a opresării celuilalt, a spălării creierului, a desființării celuilalt, care e lângă tine. E una dintre cele mai puternice piese, cel mai puternic text pentru mine și de aceea revin obsesiv într-o lume în care, din păcate, în loc să intrăm, cum credea un filozof american, în post-istorie și să ne plictisim, nu ne plictisim deloc, dictaturile dimpotrivă, dictaturile renasc și amenințările catastrofale pe care, nu, deschideți televizorul și vedeți ce se întâmplă în 5-6 puncte de pe glob. Ținta aici și nu e deloc nelegată de toate conflictele de azi din lume, sunt dictaturile asiatice, de la care au pornit foarte, foarte, foarte multe lupte.
Întrebați-vă numai de unde au atâtea arme toți. De unde are statul islamic atâtea arme și așa performate? Doar trebuie să vă întrebați. Doar vi se spune la televizor. Deci se știe. Da. Bun. Deci, de aceea, ținta nu e o țintă veche, adică nu trag cu tunul într-o țintă de acum 20 de ani, trag cu armele teatrului în ținte mișcătoare și foarte, foarte actuale. Andreea,